În 40 a început tata mare, oi, bunicul meu. Da. A făcut hodei. Hai să urcăm până sus. E greu? E greu de urcat? Stai să aprind lumina, intrăm în clopotniță. Nii, ce faci? A? Cui spui lui mami? Ție spun bună, nu, Diana. Diana. Mergem până la biserică, Moni, și ne întoarcem pe aici un pic. Mergem până la biserică să le arăt și la copii biserica, să vadă, să o filmăm un pic. Să-i zic lui Mariuța să vie să ți deschidă. A, e închisă? Lasă da. Că le arătăm pe afară, nu mai da, intrăm. Nu, sau are Mariuța cheia? Da. Și poate să vină să ne deschidă și nouă? Da. Hai. Mamă, cum facem noi? Avem aici legături pe sub mână. Da. Hai, dacă o roși tu? Da, hai zic, mă duc să zic. Hai, mersi mult. Și vine pe acolo și ne vede, noi așteptăm în curte. Da. Hai, să rămână mult. Unde a spus? Am fost supărat la cetate. Am coborât de la cetate, am lăsat mașinile sus, am coborât de la cetate pe sub Oratie și acum urcăm acasă și după aia mă duce Edi să-mi iau mașina. Păi Edi unde? Edi e la Pitești, la dentist. Se întoarce. Da, hai, mersi mult! Bă, ce legături avem, ai văzut? Tanti Măriuța, care e sora lui tataie, are cheile de la biserică, să nu mai spuneți la nimeni. Și mergem să vizităm biserica. Hai, rămâneți acolo, că am găsit, avem intrare. Are tanti Măriuța cheile de la biserică și vine să ne-o deschidă. Și urcăm în turla? Putem să urcăm, da. Păi asta facem. Cum suntem noi, gând la gând, cu bucurie. Dar și liniște, o vizităm pe afară până atunci. La mine s-a deschis, am puterea gândului și n-am. Da? Uite, hai că ne spune... Să închizi tu. Ne spune mai multe tanti Măriuța când vine să ne deschidă, da? Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ia uitați, ce frumos cu turlă. Și să vedem, ne deschide. Uite-o pe tanti Măriuța și pe Moni. Uite. De când e biserica construită? Din 1600, nu? Să știu eu. Eu așa știu. A? 1640. Din 1940? Păi și pe internet scrie că e din 1600. Probabil că atunci a fost piatra de temelie. Nu, în 43 a fost piatra de temelie. În 43, în 1943 a fost piatra de temelie pusă la biserică. Da, și de atunci e doar renovată. A? În 40 a început tata mare, oi, bunicul meu. Da. A făcut două camere aici. Da, da, da. Să stea muncitorii. Ah, și da? El i-a dat pământul ăsta, bunicul. Bunicul? Din partea lui mama. Bunicul din partea... Da. Maica de sus. Da, da, da. Ia uite-i copii, ia uite-i ca vulturii. Se duc la zmeură. Vulturii au găsit zmeură. Mă, duceți-o pe partea asta, așa. Intrați în curte, mă, dacă vreți. Lasă-i că lor le place de la gard. Le place... Intrați aici, mă, da. Uite, cineva a luat și a aruncat-o acolo. Tati, nu pe gard. Nu-ți pe partea asta pe aici, vin. A, și bunicul, deci te bunicul... Te urzici. Nu, că stă doar acolo, las. Vrea să stea de sus, așa. Îi place lui de sus. Și bunicul... Uite, mai acolo, mai spatele tău de și bunicul tău a dat pământul. Bunicul meu a dat pământul și aici, așa că de-aia suntem noi luată pe aici, tot... Deci dacă bunicul tău și bunicul lui tataie... Cum ar da, veni? Da, 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 deci, da, bunicul tataie. Deci străbunicul meu. Da, străbunicul tău. Deci străbunicul meu. Uite, asta nu știam. Te-am poză cu bunicul. Asta nu știam. Am poză cu bunicul. Da? Care a dat aici și a atras. Ia auzi. Deci și străbunicul meu. Uite, du-te și acolo și mănâncă. Uite, cineva a rupt și a lăsat-o acolo pe pământ. Ia uite, ai și curcă. Uși. Ingrid, păzește curcanul. Și asta ce e? Afină. Nu e în... Coacăze. Coacăze. Coacăze roșii. Da, 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 da. Bă, Matei, unde ai crescut? Dar ce bune e! Unde ai crescut, Matei? De nu știi cum arată coacăza. Ia uite, hoții la zmeură! Hoții la zmeură! Nu văd că a mai refăcut o leacă la ea. A făcut numai aici, o poartă asta mai așa și de acolo, și de acolo. E mai refăcută mai încoa, mai încoa. Da. Am mai încoa și asta. Da, da, da. Dar căram atunci și tu cu boi. Cu boi, a? Boi căra de pe defileu, da. Piatră. Și aducea și aici și n-avea cu mâini făcea. Și avea o scripete de mână și ridica cu găleata.
Aha. Nu era cum e cu macaraua sau da, nu știu ce. Da, 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 păi atunci, cum era atunci? Atunci, scrie pe ridica și... Îți dai seama, în 43? Da, da, de 43 și de 50, cu 10 ani s-a făcut la ea și 53 s-a făcut 10 la ea. 10 ani au construit la ea. Și de 53 s-a făcut. Dar ce e, clopot? Da. Da, doar pentru aia se făcea, nu? Da, făcut. Turla, da, pentru clopot. Și toacă de-aia de lemn. Băteau și toaca sau bate și acum? Păi își bate și acum. Acum bate, dar are pe casetă. A, nu mai bate manual. Păi nu mai bate manual, că deci s-a mai modernizat și nu mai are cine. Eu sunt bătrân, nu mai pot urca. Păi ce bătea? Tanti Măriuța bătea toaca. Da, păi, și cu unchiul Gică. Și unchiul Gică, fratele meu. Uh-huh. Până așa și până... Mă stăiam până acolo, dar pe trepte să te urci. Știi, treptele acum nu mai merge, nu mai pot. Da. Da. Sau sunt scări? Scări, așa cred să stai. Dar e abrupt, îți dai seama. Da, e abrupt și nu pot, da. Sunt părezite sau sunt refăcute? Nu, e de când a făcut copilul. Și poți să cazi, adică. Dacă au putrezit. Nu e. Nu sunt? A, a. Să vezi ce bune e. Sunt bune. De mine, nemaipomenite. Pe piatra ține cel mai bine. Piatra protejează cel mai bine. De-aia și bine, beciurile erau făcute din piatră. Da. Da. E și de lemn, nu e problema, știi, dar așa... Uite ce le place. Aurie, sunt mure. Unde e? Matei. Păi da. Matei, la școală. Haide să intrăm să vedem. Mai stăm până mâine dimineață. Da. Numai până mâine dimineață mai stăm. Trebuie să dăm pălăria jos. Dacă las pălăria aici, nu. Unde intrăm? Pe aici? Nu, pe aici intrăm. Aici e biserica, dar aici e o porință ta să te zic până sus. Nu o să mă uim măcar. Lasă că ne urcăm după aia până sus. Să te urci până sus, să vezi ce... Hai să urcăm până sus. E greu? E greu de urcat? Stai să aprind lumina, intrăm în clopotniță. Ușor, aveți grijă că e foarte abrupt, da? Tati? Vreau și eu. Aveți grijă că e foarte abrupt. Haide. Ați dat clopotul? Nu, 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 nu trageți de nimic. Nu, nu trageți, că trage clopot. Bă, nu trageți de clopot. Puneți mâna pe scară. Ușor. Ion, așa, cu mâna pe scară. Da, pe scară. Puneți mâna pe scară. Nu, că-mi trebuie aici acum. Că nu trage clopot. Urcăm în clopotiță! Să fiți atenți la coborâre, foarte atenți la coborâre. E mai greu la coborâre? Foarte atenți. E mai greu? Mama, asta e mai abruptă. Ușor, asta e cea mai abruptă. Eu zic să stați aici. De aici urcăm și așteptăm, urcăm noi, îl coborâm pe Ion și după aceea așteptăm, da? Să urcăm pe rând. Ați vrea cum coborâți pe fund. Ușor, așa. Ia. Aici, pe spate. Să nu trageți de sfori. Nu trageți. Și asta e toaca. Da, e toaca. Vezi ce zgomot are, mă? Doar de cu deget. Da, ia tati. Uite clopotnița. Vezi să nu cazi, da? Haide, ușor. Vino pe aici. Și uite, e și toacă de... Uite, vezi, are găuri. Și de fier. Și de fier. Dar de ce? Să se audă până mai departe. Cred că sunt acustice înalte și joase. Da, da, da. Am ajuns în turna bisericii, Ioane! Este! Aveți grijă! Aveți grijă pe margine, da? Ia uite cum se vede tot satul de aici. Aolo, cum se aude asta? Ce? Asta. A. Ia uzi. În turna... Treci aici lângă mine. Ia uite, nu da tare. Nu da tare, mă. În toacă, am intrat în tur la bisericii. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ion? Și vezi pe jumate, pe jumate. Ia uite. Bă, ce aventură am avut azi. Vă așteptați voi că ajungem în tur la bisericii? Eu da, am visat aseară. Ai visat aseară, nu? Și tu ai visat? Da. Că mergem în tur la bisericii? Pe la când m-am urcat. Nu mai urcați? De ce? E frică? E frică, da, nu vreau. De înălțime? Da. Am înțeles. Nu te simte bine. Cum ești, Ion? Tu ești bine? Da. Ai grijă cum cobor, da? Așa, ușor, că e abrupt. Ia uite. Ești bine, da? Coborâm frumos. Ușor, că îți intră țepușe de la scările de lemn. Tu cobori pe fund și eu am grijă de tine, mă uit la tine, cum cazi, de fapt. Că altceva n-am ce să-ți fac decât să mă uit la tine, cum cazi.
Biserica și podul Dâmboviței. Haideți, haideți fetele, sunteți bine? Sunteți ok? În regulă? Acolo este o altă cameră, tati, nu știu unde duce. Nu este nimeni, e mami. E mami în biserică. Acolo? Da. Haide că mergem în biserică acum să vizităm biserica. Aici e mai ușor. Aici este mai ușor, da. Uite, un tablou cu eroii căzuți pe câmpul de luptă în primul și al doilea război mondial. Și aici avem numele tuturor celor de aici din sat care au luptat și au murit, din păcate, în al doilea război mondial. Bârloiu Dumitru este străbunicul. Străbunicul meu. Bârloiu Gheorghe. Da, frumos. Foarte, o experiență frumoasă. Haideți să vedem și biserica acum. Bă, dar e frumos în turlă. N-am intrat niciodată în turlă la biserică. Da. Da, și bătea toaca. Acum da. Păi nu mai poate și nu sunt copii noi, copii care să învețe să bată toaca. Păi Georgica ce nu face și acum? Cine? Georgica da, alu Florina? Nu. Păi da. Nu, da. Trebuie să înveți, să știi cum da, să bați toaca, că e un ritm anume. Ușa, ușa aia unde era? Acolo de dea? Da, în pod. Da. Acolo, nu? Aici, acolo. Când v-auzeam. Pe pod. Aici, dacă... Așa, da, nu, nu faci. Da, mă, Moni, cum e să, să copilărești lângă biserică? Nu, dar cine nu mai vezi capa biserică? Da. Uite ce frumos e. Ia uite ce frumoasă. O bisericuță foarte frumoasă, biserica din podul Dâmboviței. Am reușit și am intrat. Cum îți faci, tati, tu cruce? Știi să-ți faci cruce? Cum? Așa? Bravo. Și ce spui? Doamne ajută! Da, tati, bravo! Bravo, tati, foarte frumos! Dar eu n-am fost. N-ai fost tu, a fost preotul și l-a băgat el în altar. Preotul. Doar bărbații au voie. Și eu acolo. Nu ai voie. Nu, pe aia spune că n-am voie. Da. Nu acum, dar ai voie. Dacă te duci la preot. Cu preotul. A, te bagă acolo? Da, parcă nu era o dată în care au voie și femeile. Modezul cu măieții îi bagă acolo. Eu știu că era o dată. Fetele cu care nu le bagă. Vedeți afară? Da. Eu stau ușa, dar mi-a fost. Nu prea ai fost dus la biserică, nici tu, Matei. Nu, mă aducea bunica, dar eu stăteam pe scaunele astea și așteptam. Mi-a vedea și mie telefonul. Mă, eu am fost că aveam un prieten la Corben și mergeam la el. Taică-sul era popă, era părinte acolo la biserică și mergeam cu ei la biserică și am învățat de la ei toate, tot ce trebuie. Da. Uite, e frumos. Da. E mai răcoare. Păi da? Ionică? Da. Rămâi aici, nu? Da. Ce răcoare și ce frumos este. Pleci seara cu mama e. Păi da. Da, vine cu mama e, Gabi. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, tati. Dar stai că e prea multă lumină. Uite, dă-te mai așa să facem. Uite așa. Zâmbește, mă, și tu. Ce obosit, ia obosit săracul. Stai la noi. Da, îl lăsăm pe Ionica aici, a? Nu? Nu. Nu te lăsăm aici. Nu, nu te lăsăm aici. El vrea la el în pătuc, în hamac. E obosit. V-a spus hamacul? Am pus. Da, uite-l ce pus în frate. E obosit. Uite, mergem pe aici, nu mai mergem pe stradă, că pe aici e... E mai drept și e mai umbră. O luăm pe aici, pe scurtătură în sus, ieșim la Valea Chei și ajungem imediat, numai decât. Păi mai cobor o leacă în jos. Unde să-i mai cobor? Zic, duci așa și cobor eu. Păi da, o leacă nu e, dar e mai bine decât pe național să mergem pe aici, pe în spate. E mai și umbră. E umbră, mai găsești o zmeură, mai... Da. Păi da. Hai, nu-mi plecă. Vine mâine dimineață, vrem să plecăm.
la... Pe unde? Ieșim pe aici, Ion? Hai că te dau. Hai pe aici, hai pe scurtătură, păi da. Uite, te duce... Băi, el merge înainte, vezi? Că e cum ar veni străbunica. Da. Tanti Măriuță e străbunica lui Ion, da. Cum ar veni. Păi da. Ei au urcat, da? Câți ani are? 82? 82 de ani are, da. 82. 82, da. 82 are străbunica. Da. Tanti Măriuța, uite, și are grijă de biserică. Ia uite. Hai, să rămână. I-a venit zâmbetul lui Ionică. Ți-a venit zâmbetul, tati, că eu nu te văd. Un pic. Un pic? E mai bine așa în cârcă la tati, da? Păi și zmeură cine culege? Culegi tu? Da. Ce spunem? Vă mulțumim că ne-ați urmărit și de data aceasta. Da. If you enjoyed the video, make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. Bye! Vă pupăm! Nu uitați să vă abonați! Pa, pa! See you next one! Bye!